Bună dimineața și bine v-am găsit, oameni dragi! Ei, suntem la sfârșitul unei săptămâni. O săptămână grea am avut cu toții, recunoașteți. Păi cum să fie săptămâna bună când o încep cu Blue Monday? Lunea, cum se traduce asta? Lunea albastră. Lunea albastră. Era o melodie pe vremuri, tu nu știi că ești copil mic. Vlad, te salut și pe tine. Noapte albastră, cota biță. Sau vorba ardeleanului, ce cota biță în Ardeal. Încep cu lunea albastră, adică... E decretat, domne, a treia zi de luni din an e cea mai deprimantă zi din tot anul. Cea mai... în primul rând că e zi de luni. Nu te deprimă. Iară e luni, iară trebuie să mergem, iară. Blue Monday. Ce înseamnă Blue Monday? Înseamnă că ai băut tot weekendul și lunea treci pe spiritul mona. Atenție, Vaslui, vă salutăm pe toți. Îți plac astea cu Vaslui, așa e? Blue Monday, eu așa o percep, așa o văd, da? De-aia te-ai îmbrăcat în galben. M-am îmbrăcat în galben ca să fiu de gelozie, să se știe. Asta zic, de gelozie. Păi nu, lunea dimineața. Nu, hai să ne imaginăm. Apropo, în Japonia, japonezii la 6:30, în fiecare dimineață, se trezesc și fac exerciții de gimnastică. Au radio, radioul lor național dă nu știu câte minute de gimnastică și le spune și ăștia fac gimnastică la 6:30 dimineața, lunea. 27 de milioane de japonezi. De două ori cât România. Păi nu, s-ar putea aplica programul ăsta în România? Lunea dimineață la 6:30 te trezești, te întorci pe o parte, mai tragi un pârț, dezvelești soția, bați soacra. La 7 zici, ioi, a mea, că iară trebuie să măd la lucru, la 7 și un sfert te trezești, ioi ce frig îi, înjuri guvernul, bei o cafea rea, te urci în mașină sau în autobuz, pleci la lucru, aglomerație, blocaj, înjuri guvernul. Ajungi la serviciu, vine șeful nervos, e luni și n-ai făcut programul de pe luna trecută, înjuri guvernul. E vineri, se face 10, începe cafeaua de după cu Nicu Bendea, nu înjur pe nimeni, te bucur că ești aici, cafeaua de după cu Nicu Bendea și mai nou Vlad, episodic și din totdeauna. Mulțumesc pentru subscribe, pentru like-uri, pentru share-uri și pentru cafeaua bună primită pe Buy Me a Coffee, de data asta doar de la Angela. Dar înțeleg, suntem în perioada facturilor mari, așa că să fii sănătoși. Zi-mă, care e cel mai bătrân județ din România? Vă dați seama că nu mai au timp sociologii să facă studii despre politică, despre alegeri. Fac studii despre care e cel mai bătrân județ din România? Ia zi. Teleorman. Până la noi, până Teleorman. Frumos cânt un cuc bătran. 46,8 ani este media. 46,8. E așa mult. Nici nu e așa mult, da, dar ținând cont că de 2 ani nu s-a mai născut niciun copil. 46 de virgulă ani. 8 ani, media. 46 de ani și 8 luni, să zicem așa. Media de vârstă în Teleorman. Că de aia Irina Tănase, fosta iubita lui Liviu Dragnea, care a ajuns la 29 de ani și a făcut operații estetice la nivelul de față, să întinerească, să meargă cu Liviu Dragnea în Teleorman, să scadă media de vârstă. Și Dragnea, fraierul, s-a despărțit de Irina. Cine s-a despărțit de Irina Tănase? Zi, tu te-ai despărțit de Irina Tănase? Nu, dar după câțiva ani de pușcărie, poate îți schimbi orientațiile. Îți place de Irinel? Asta, ni, ca tata Nelson a fost, orientațiile. Bineînțeles, avă la că tata ni, nu vă minte. No, acum zic, care e cel mai tânăr oraș de județ din România, după statistică? Clujul. Și eu am crezut asta. Iașu, mă. Paraschiva de la Iași face copii confășați. Capitala tineretului. Capitala tineretului. Nu știu de când și nu știu până când. 39 de ani. 39 de ani, media de vârstă. În județul Iași, 39 de ani. Îți dai seama că dacă merge Ion Iliescu la braț cu Loredana Groza, depășesc Teleorman. Loredana Groza, iai, poze pe Instagram. Știi că o câștigat Casciaro, mă, cum să te cheme? Nick Casciaro. Italianul ăla o câștigat X-Factor. Cum să te cheme Nick? Păi eu știu, dar Casciaro, mă. Cum să te cheme Nick? Cu greu. Mulțumesc, Angela, buymeacoffee.com/Nicu Bendea. Să nu lase pe italian de unul singur. Loredana a stat cu el de Crăciun, de anul nou, de bobotează, l-a dus pe pârtie, dar au zis Casciaro, o dezmințit, zice, pentru mine, Loredana, au zis, ca să nu se dea de gol că italian. Da, cu schiurile? Da, cu un singur băț. Un singur băț? Pe un singur băț și pe un singur snowboard. A zis, Nic Casciaro,
pentru mine Loredana es la mia mama. O zis că pentru mine, după ce o căpăcit, o zis că pentru mine Loredana e o mamă. Antigona de Sofocle. Sau MILF. MILF Seeker. Da. Și Loredana Groz a zis, zice, am stat, i-am dat din dragostea mea de sărbători, de sigur. Țuță. Da, da. Una mai are și ea, că restul e tot operat. Și la care Irina Login zice, cum mai că, cum se zică la Loredana Groza, italianul ăsta, că e ca o mamă? Că e cel puțin ca o mămică, ca o bunică, la care Fuego a zis, așa e. Vă dați seama că până acum era un singur cuplu, mama și copilul în România, nu? Irina Login și Fuego, acum a mai apărut încă unul. Loredana și Casciaro. Vedea iar la Survivor. V-ați uitat la Survivor, că au scăzut vizualizările. Te-ai uitat? Am văzut ceva. 2,5 milioane de români la prima ediție. Te mai miri că suntem analfabet funcțional? Să te uiți la Tonciu? La Zbărănescu? Îți dai seama dacă sare Loredana Groza pe topoganii alea pe burtă în jos? Odată sare. Odată sare. O zis că i-a plăcut, a plăcut. Și Dick airbag-urile cum fac. Dick, da. Zice, nici nu era apă când am fost ultima dată aici. Nu, serios. Să te uiți la Zbărănescu. Emil Rengle. Așteptam să-l văd pe tocuri, au zis, nu, la Survivor vreau să-mi descoper partea masculină din mine. Cotă bine, dar nu știu dacă găsești ceva. Survivor. Bă, dar show-ul ăsta o să cuprindă toată România. O să fim cu toții supraviețuitori acolo până aprilie-mai, dacă reușim să ne plătim facturile din iarnă. Ai primit factură la electrică? Cred că da. Câți kilovați? Nu știu. Kilovați de noi. Cred că atâția kilovați câte chile am. Kilovai de noi, mă, o să fie. N-am primit nimic. Eu nu tai copaș pentru factură, eu primesc online. Și mă tătui zilnic, dau F5. N-or trimis, bă, la Bendea, ne rușine să trimitem. 1 milion de facturi greșite la electrică, mă, 1 milion de facturi trimise greșit și niciuna în favoarea clientului. Cum pizda, mă, se asta, bă, zici și tu. Ești mai tânăr, nu le ai cu astea, dar totuși, bă. Din 1 milion nici unul să zică, bă, mi-a venit pe minus. Acum socotesc, acum și Ciucă, Ciucă, apropo, avem iară premier plagiator, să trăiască la mulți ani. Okay, nu mă deranjează că e plagiator și că o copiat, nu? Dar să copieze autorizațiile din Austria, spitalele din Germania, să mai copieze chestii de afară. Să copieze și lucruri bune, nu numai, bă, zici tu ceva, nu, că de-aia i-am dat și cameră, merge, e cu punctul roșu, ai ceva roșu pe frunte, ai trecut la hinduism, la hindi, nu, că eu acasă, deși îți vorba poetului, măgar închiriat, adică stau pe zestrea muierii, regul, domnule, etanș tot, uși, geamuri, ferestre, nici n-avem multe, tot închis, da? Decret scris frumos, nu mai mâncăm crucifere. Adică fasole, broccoli, da? Varză, nu mai mâncăm, dar nici nu deschidem nici o... Să vedeți ce miros de petale, de trandafir, bețaș. Nu, și cu un drum mergem și facem mai multe chestii. Mergem la cumpărături, mergem să plătim aia, să facem aia, să ducem gunoiul, să ducem pe soacră la analize, la medic, da? Bă, și din greșeală când duceam gunoiul, că odată am ieșit de pe ușă, așa închide repede ușa să se nu se răcească în casă, bă, din greșeală la gunoi am țipat-o pe soacră, și la medic am dus gunoiul la analize. Vă dați seama că nu ieși nimic bine, da? Mă rog, da? Deci, la sânge. Fii atent. Ce am aflat? Deci, Electrica, compania asta națională, e sponsor la Comitetul Olimpic Român. Mă, cum vine asta? Adică cu ce mă încălzește? Păi nu te încălzești, că era nici nu mă luminează. Adică la aia care ies pe locul 78 la olimpiade, la nu știu ce sporturi, știi? Power by Electrica. Acolo ne-am pierdut noi facturile la sponsorizări la olimpici. Săraci ăștia din învățământ, eu empatizez cu profesorii, că iubesc, că-s din tagma asta. Au făcut profesorii în unele școli grevă de avertisment. N-au ieșit în stradă că au fost minus 8 grade. Dar cine-i bagă în seamă, nu? Oricum, știi, între semestre de obicei iarna aveam o săptămână de vacanță, dacă nu două. Acum, duminică s-o termina semestru întâi și o zis de luni, hai dați la școală că să răcesc clasele. Extraordinar. Asta e viața, se la vii tujur parșiv, ceva e în spatele tuturor. SRI-ul și-o cumpăra hârtie igienică de 2 milioane de lei. Deci e de căcat treaba, mă, dacă se... Bă, SRI-ul care ei știu se care... Se cacă pe ei? Da. SRI-ul și-a hârtie igienică de 2 milioane de lei, alo, adică 400.000 de euro, adică, bă, și eu o pun în tristraturi.
Dar ei în câte straturi o pun? Nu știu, își pun pe microfoane, că vorbim noi numai rahaturi. Dar serios. În sfârșit, după 3 luni avem antrenor la Naționala de Fotbal. Eu nu știu după ce, că oricum nu joacă nimic. Tu nu te uiți la fotbal, nu? Nu. La sumo, bravo. Și zice, e fain la sumo, că acolo n-au porți. Avem antrenor la Națională. Hagi o refuza Națională, Petrescu refuza Națională, Loții Bălăni i-a zis, nese șemi fog meghiu, adică nu mi iese nimic dacă vin la... Au venit Edi Iordănescu, zis, rămâna Edi Iordănescu, coptilul lui tata Pui, îți dai seama, când nu joacă echipa, îl sună pe tata Pui, nu joacă ăștia nimic. Nu știu să paseze nici ca la o minguță, ce mă fac tată? Tata Pui o să-l sune pe Emeric Ienei. Deci, antrenori vor fi toți cei care au telefon. În fine... Nu vă mai reținem că după Blue Monday vine Black Friday. Noi numai zile colorate. Zile colorate trăim, da? 21 ianuarie, ziua internațională a îmbrățișărilor. Vorba lui Ionut, iuhu, o sărbătoare. Tot citesc pe Ionut, nu sughite la ora asta. Ionut, colegul nostru care nu se vede, dar care scrie, a zis el glumița asta foarte bună, zice... 21 ianuarie, sărbătoarea internațională a îmbrățișărilor. O sărbătoare pe care românii nu au îmbrățișat-o. Eu vă îmbrățișez pe toți. Subscribe, share, like, Sherlock Holmes, Agatha Christie, buymeacoffee.com/nicubendea.